Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube la o nouă analiză, sau mai bine spus, în aceste zile de căderi masive pe bursă, la un nou update. Am văzut că îmi cereți din ce în ce mai multe update-uri pe Bursa de Valori București, dar haideți să vedem ce face bursa astăzi. După cum vedeți, bursa este roșie dintr-un cap în celălalt, pe toți indicii posibili, și ce mai avem noi pe aici. Mergem o leacă să vedem ce spun și ziarele. Rezerva Federală a majorat ieri dobânza. Asta a fost miercuri, în care a crescut dobânda, dar totuși piața în continuare a scăzut. Acesta este ziarul Bursa de astăzi, în care scrie că indicii bursieri de valori au avut încheieri mixte în sesiunea de tranzacționare de ieri, deci de joi, într-un context mai degrabă negativ în piețele europene, după ce Rezerva Federală a crescut rata dobânzii de politică monetară cu 50 de puncte la bază. Și aveam aici acel articol de joi care spune că or să crească în continuare, sau piețele se așteaptă să crească Banca Centrală o creștere, să continue creșterea agresivă a dobânzilor, cu o posibilă majorare de 0,75% pe luna iunie. Bun. Așa. Bun, am găsit sau am primit pe e-mail, m-am abonat la cei de la primet.ro, foarte, foarte informat și îmi plac foarte mult de ei. Raport de analiză informativ, o să vă las acest link în comentarii, și dacă dați click pe acest buton, aveți un raport de 10 pagini, topul companiilor subevaluate de la Bursa de Valori București. Și aveți aici tot felul de tabele cu calculul lor. Vă sfătuiesc să-l citiți pentru cei care în general sau sunteți mari fani analiză fundamentală. Aveți și cum au gândit aceste tabele. De exemplu, materialul prezintă o comparație între emitenții listate la Bursa de Valori București, pornind de la mai mulți multipli de piață și folosind și un indicator lansat de autorul teoriei Value Investing, Benjamin Graham. Mă rog, emitența a fost filtrată în funcție de lichiditate, când luați în calcul cea cu 1000 de zilnic, o tranzacționare mai mare de 5000 de lor pe o lună, 3 luni, etc. Avem aici top 20 companii subvaluate după preț per earning, sau acel faimos PER, și observați că fondul proprietatea are 2,69, SIF 1,41, BRK, C1, EBS1, Teraplast 7,47, TRV-ul 7, deci preț de preț sau indicatori foarte buni, multiplu plus per, profit pe acțiune sau PER, pardon. Vă rog, nu-l citesc eu ca să nu pierdem timpul, că eu mă ocup mai mult cu analiza tehnică și mai puțin cu cea fundamentală, dar mai trag și eu un ochi din când în când pe ce spun cei care sunt profesioniști și mai văd ce se mai întâmplă fundamental. Pardon. Mai avem aici un alt top 20 companii subevaluate după capitalul propriu de acțiune. E bine, dar mă rog, aici vă uitați voi, deci vă sfătuiesc să vă uitați și o să las acest link în comentarii. Și acum mergem la ce îmi place mie cel mai mult, și anume analiza tehnică. Și hai să vedem ce mi-a scris în ultimul video. 3. Herescu, mulțumesc mult pentru actualizări, ca de obicei impecabil. Dacă te poate ajuta, stânga graficul, meniu, patterns, acolo sunt informațiile. Ups. Poți desena el de sort. Da, mulțumesc frumos, am văzut și eu după ce mi-ai scris. Alice, mulțumesc, Răducu, îmi dai informații pentru toți emitenții care mă interesează și nu mai ai nevoie să ți le cer personal. Ce să spun, ești genial, felicitări. Mulțumesc, Alice.
Martineața, salut! Ce părere aveți de Wine să fie o oportunitate de achiziționare acum? Au scăzut foarte mult de când cu război, pentru că au podgori în zona Transnistria, din ce știu. Acum pare că staționează la un suport multianual. Păi, eu te sfătuiesc să cumperi în momentul când va fi pace în lume și dacă, Doamne ferește, Rusia, mă rog, atacă Moldova, nu văd bine prețul la Wine, dar hai să ne uităm pe grafic. Wine. Ne uităm să vedem ce am făcut eu aici acum. Păi, din punctul meu de vedere, după acest grafic, suntem în coborâre spre valul 5 și posibil ca acest val 5 să se oprească dacă ne tot luăm după suport și rezistențe exact la această zonă. Haideți să trasez și trasez. Deci undeva la 7,59 RON. O secundă că am uitat să fac o mică setare pentru mulți dintre voi care mă urmăresc pe telefon. O secundă că nu mai știu. Ba da, acesta este. A, dar ai pus 24. Hai să punem mai mare. 28. Culoarea neagră. Astfel încât cei care mă urmăresc pe telefon și mulți mi-au scris să vedeți prețul sau cifrele mai mari în partea dreaptă pe axa prețului și mai puțin contează axa timpului, dar aici se vede bine. Deci, din punctul meu de vedere, prețul pe wine în continuare, conform analizei tehnice, va continua să scadă și, evident, vom vedea ce va face. Dar atât timp cât războiul este chiar acolo unde sunt podgorile prin zonă, nu văd bine prețul la această companie în viitorul apropiat. Asta, cumva, din punct de vedere fundamental, vedeți că și tehnicul spune același lucru. Coborâm spre valul 5. Dacă vreți, putem să trasăm și să vedem un Fibonacci, să vedem 1.318 unde ar veni, ultimul dă chiar mai jos, 7.27, conform teoriei, un prim target ar fi aici, așa că în jur de 7.5 poți să vedem ce va face prețul în această zonă. Primul. Bun. Deci avem aici un suport cel mai puternic. Suportul multianual, eu nu-l văd ce spui tu aici. Aveam aici, de exemplu, la 8,66, unde suntem noi acum, nu prea avem aici o rezistență, dar deja am trecut, ar mai fi undeva la 8,53, a 8,53-8,66 ar fi această zonă, unde ar face un dublu bottom, triplu bottom, quadruplu bottom, mă rog, ce-o fi el pe aici, 1, 2, 3, 4, quadruplu, da? Dar nu, n-aș crede că prețul s-ar opri aici, ci mai degrabă ar coborâ exact în această zonă între 7,92 și 7,20, undeva în această zonă. Deci nu te sfătuiesc încă să intri să cumperi. În cel mai rău caz, poți să cumperi foarte, foarte puțin pe măsură ce prețul coboară. Dacă ai bani și vrei să investești, cumperi, nu știu, 10% acum la 9 RON. Încă 10% pe la vreo 8 RON, încă 10-15% pe undeva pe la, mă rog, 8 RON sau 8 RON 50, 7 RON și ceva. Cumperi astfel încât să-ți îmbunătățești media dacă cumva ai cumpărat undeva pe aici. Am avut și eu acțiuni pe Wine și am fost inspirat și am vândut undeva pe aici cu, nu știu, vreo 3-4% pierdere, parcă. Și sunt extrem de fericit că n-am prins această cădere de cât o fi ea, de mare, 50%, da, nu pică bine în portofol, în portofoliu să vezi acea cădere. Deci, repetând, aici dacă vreți tehnic mai avem un ABC, nu cred că contează, dar de dragul analizei de tehnici, în special Elliott-Wave, putem să marcăm, să etichetăm și acest val. Stați o secundă să nu fac vreo boacă de tehnică.
așa și este, punem minuet, acest 4 era minor, așa da, bun. Deci am răspuns la această întrebare a lui Martineață. Din punctul meu de vedere, un nu hotărât. Bun. Alex, mulțumesc mult pentru analiză, ești foarte bun în ceea ce faci. Mulțumesc, Alex, învăț în continuare zi de zi, mi-a luat câteva ore pentru a învăța și analiza grafice și învăț în continuare. Bun. Marius, bună dimineața, mulțumesc frumos pentru informații foarte utile, mai ales update-urile periodice. Mă bucur că vă sunt de folos și în acest fel. Adrian, bună ziua, mulțumim pentru actualizări, sunt foarte importante în această perioadă, de aceea vă rog să reactualizați și analiza pe CRC, fost Achim Complex Borzești, ultima actualizare s-a făcut pe 4 februarie, așa, bun. Păi nu a fost cerută, n-am făcut-o. Bun, CRC, mergem și noi aici pe CRC, să vedem ce a făcut CRC. CRC face bine, chiar prea bine, în această perioadă. El aici creează un triunghi specific valului 4. Posibil să fie acesta A, B, C, hai să vă și etichetez, aveam undeva, cred că acesta ar fi, bine, 0, A, B, C, D. Posibil eu să fie aici și din de aici, să schimbăm culoarea, schimbăm gradul în primul rând, schimbăm, punem verde, nu? Să fie diferit. Deși pe vremea lui Elliot nu existau culori și foloseau o singură culoare, dar trebuia folosită etichetarea corectă. Dar na, noi suntem o leacă mai moderni. Am avea această posibilă scenariu în care D-ul să se fi finalizat aici și E-ul aici, sau E-ul fiind format de regulă din ABC, prețul să... Hai să vă arăt, dar nu știu dacă nu vreau să aglomerez prea mult graficul. Avem un A, B, C și mă aștept la o coborâre A, B, C. Hai să punem un ciclam, îmi place mie această culoare. Dăm zoom. A-ul lipim aici, B-ul este lipit aici, C-ul este în coborâre și cumva, pardon, hai să dăm zoom. Mare, că așa o să și rămână, ca să și înțelegeți. Și nu ne mai chinim nici eu, mă chinui. Da? Haideți să-l și leg, să vedeți mai bine ceea ce vreau să spun. Da, din această zonă mă aștept ca prețul să coboare, poate chiar undeva pe la 16,40 lei. Aici se va finaliza un val E. C-ul punem aici, A-ul punem aici și teoretic sau tehnic prețul ar trebui în această zonă să crească. Vom vedea, punem culoarea verde, da? Căci va fi un trend ascendent. Dumnezeu cu mila, văd că rușii nu se lasă absolut deloc, din potriva, de acum scot armele cele mai teribile. Și văd că fac figuri, ne atacă și pe noi, măcar verbal, cibernetic, ne amenință în tot felul. Am văzut că Iohannis, dacă am înțeles bine, trimite armament, ceea ce nu e bine. Și asta ar însemna că să intrăm pe lista roșie a rușilor. Iohannis se bazează probabil că suntem în NATO, dar dacă trimite rușii 4-5 rachete în România, ne termină. Cu tot cu NATO nostru și nu văd bine această manevră a lui Iohannis să trimită armament unei țări care nu face parte din NATO și nici măcar de europeană.
Asta pe noi românii, din punctul meu de vedere, ne dezavantajează complet, total. Până la urmă, mă rog, nu fac politică, dar nu văd bine nici ucrainienii. A fost o manevră aici cu americanii să stârnească pe rus. Americanii știți bine că permanent a căutat războaie și caută războaie în continuare, să-și vândă armele și să creeze zânzanie. Mă rog, e discutabil. Bun, deci din punctul meu de vedere, pe această companie mă aștept la această mișcare de preț, unde aici se finalizează un pattern corectiv, în cazul nostru un triunghi, și din punct de vedere tehnic prețul ar trebui să crească. Acum că va crește, acest pattern este exact ca la carte, etichetarea pe această companie este exact ca la carte. Totul merge strună, nu era războiul, puteam să pun pariu în ghilimele. Pariu că acest pattern va crește, dar mai avem și o altă variantă. Haideți să vă arăt și cea de-a doua variantă, pentru că aici avem două scenarii și este bine să veriți să le și arăt. Vom șterge totul. Rețineți acest scenariu, voi oricum aveți înregistrarea gata făcută și vă uitați înapoi. Mai avem un scenariu, trebuie să las acea linie, ștergem acest... Nu, facem în felul următor. Nu, hai să ștergem că nu vreau să vă încurc. Avem acest scenariu cu 0, A, B, C, D, E. Și surpriză, surpriză. Hai să punem un grad inferior, Super Cycle. Surpriză, surpriză, avem un ABC aici. 0, 1, A, opa, nu mi l-a luat. A, B și C-ul să coboare undeva pe această zonă. În mod normal, valul C este egal cu valul A, dar deocamdată valul B, conform acestui scenariu, nu este finalizat, deci nu vom da un mic pronostic, nici măcar mare. Deși aș putea, dar nu contează. Ce vreau să fac acum? Să ridic, să schimb culoarea. Ce culoare să punem noi? Punem un ciofiel, un lila închis. Deci, din punctul meu de vedere, avem două scenarii perfect valide. Ambele sunt ca la carte, ca la manual. Mai avem această linie. Am spus că avem B cu D și cumva, dacă aici avem valul C, ne aduce mătăluță sus. Trasăm aici un... De ce nu vrei să... Așa. Și cumva avem valul D și vom urca spre valul E. Conform teoriei, valul E ar fi 61% din valul D. Îl punem și noi puțin, puțin la ochi aici. C-ul punem înapoi aici, B-ul punem aici. Și dacă ar fi acest scenariu valid, nu putem decât să trasăm, dar sper să vrea, da? Am trasat lungimea valului A, vom pune valul B, să spunem că se va finaliza aici, astfel încât valul C, ca și target, ar fi undeva la 0,45. Ia să vedem ce avem pe aici. Ia uitați ce perfect avem această superbă rezistență la final de val 1, exact conform teoriei că valul 4, atunci 4-ul vom pune aici și conform teoriei spune că valul 4, un val impulsiv, în valul impulsiv, valul 4 nu are voie să treacă de maximul valului 1, ceea ce, după cum vedeți, s-ar pupa perfect. Acum, da, căciupește aici puțin, dar nimeni nu stă să calculeze dintre trader de pe BVB la milimetru această cădere, dar rețineți și acest scenariu bun. Pe, în cazul unei agravări a situației economice în America, a inflației, a Doamne ferește, a văzut ce se întâmplă în China, în Shanghai, se spune că
există un virus care a scăpat de sub controlul autorităților, un nou virus foarte puternic care a scăpat sub controlul autorităților din China. Ați văzut că zilele trecute Bill Gates a ieșit pe post și, mă rog, mass media și a spus că următoarea pandemie va fi și mai urâtă și mai severă și mai plină de morți și toate celea. Corelați și voi ce se întâmplă în lume și vedem ce va face efectiv investitorii, care din cele două variante de scenariu va alege, le va alege. Fie de aici sunt finalizate valul E și valul 4, fie acest scenariu care e foarte, foarte plauzibil se întâmplă și el, vom vedea. Nu putem să facem decât să așteptăm să vedem ce va face piața. Dacă prețul va crește în această zonă și va depăși acest preț de 21 de RON, înseamnă că piața a ales primul scenariu și cumva se poate intra la cumpărare spre finalizarea valului 5 și ne mai auzim atunci să transpunem valul 4. Aici dăm un target al valului 5, dar cei care sunt doritori de această companie puteți să înscrieți peste 2-3 săptămâni după ce piața a ales unul din cele două scenarii. Bun, apropo, dacă nu sunteți abonați pe acest canal, dar mă urmăriți, sunteți pentru prima dată pe acest canal sau mă urmăriți pentru că acest video îl mai postez pe diverse canale, pe LinkedIn, pe diverse grupuri Facebook sau forumuri, vă invit să apăsați acest buton roșu, abonează-te și apoi clic pe acest clopoțel pentru a primi notificări, a fi anunțați de către YouTube ori de câte ori eu postez un nou video. Și dacă nu aveți un canal de YouTube, voi lăsa un al doilea link în comentarii, în care dacă dați click pe acest link, există un băiat foarte bun care vă explică pas cu pas cum să faceți un canal care durează câteva minute și apoi încă 2 secunde să apăsați aceste două butoane și după ce ați făcut acest canal, vă puteți loga sau abona pe diverse canale pe care le doriți, în funcție de ce pasiuni, preferințe, hobby-uri aveți și abonându-vă veți primi notificări exact cum am și eu aici, am 8 etichetări, 8 notificări de la probabil 8 canale diferite, nu știu. Așa, bun, am rezolvat-o și cu asta. Ești foarte bun, mulțumesc. Stai așa că am privat pe aici. Ăsta sunt eu, Elvis. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru informațiile oferite, sunt foarte utile. Aș dori o actualizare pe CRC. Păi uite, tocmai a fost gând la gând cu bucurie cu Adrian și am făcut această analiză. Bogdan, mulțumim, o analiză la Alro dacă se poate, numai bine. Doamne ajută că avem mare nevoie de acest bine. Ups, se pare că Alro nu avem aici, nu l-am pus. Alr. Mergem la Alus Latina. Am băgat și eu în lista mea și de acum îl voi avea. Frunzuriță și o la lea. Fac și rime de dimineață. Mă și inspiră foarte mult piața să fac rime când văd numai roșu pe linie. Evident, glumesc. Eram undeva pe aici. Mergem la această companie. Wow, ce cădere! Oprim aici, dăm pe weekly, că nu-mi dau seama ce se întâmplă aici. Opa, hai să dăm și noi zoom să vedem. Cam aceasta este de la listare graficul. Avem exact sau aproximativ la fel ca și pe CRC sau King Complex Burzești, aceleași două scenarii cu triunghi. Putem să avem, de exemplu, fie avem, punem și noi în 0 aici, A, B, C, D, A, B, C, D, E și eu îl vom pune aici.
deși e destul de aproape de acest C și eu, în mod normal, ar trebui să finalizez undeva la 61 din valul D, adică undeva pe aici, dar din câte îmi dau seama, șansele de a se întâmpla acest lucru sunt destul de mici, așa că vom șterge această variantă. Uitați-vă că avem aici un ABC și acest ABCC încă nu am un val 4 finalizat și prețul va coborâ, ceea ce mă duce cu gândul la cel de-al doilea scenariu care l-am făcut și pe cealaltă companie și anume punem 0 A, B, C, D, E, punem B-ul aici și să coborâm spre, nu prea mult, undeva sub acest 0, pentru că avem marele 0 aici, unde prețul nu poate să coboare. Și e posibil ca pe Arlos Latina prețul să coboare sub aceste minime de preț, care sunt cam la fel, va face un dublu, triplu bottom și posibil ca prețul să coboare în continuare. Trasăm și o săgeată în jos, că în sus deocamdată piața nu vrea și nu vrea. Punem culoarea roșie. Punem cel undeva pe aici. Dacă vreți acest ABC, repet, valul A egal cu valul C. Hai să ne vedem dacă cumva se aplică teoria în acest caz și putem să dăm un target al valului C. Nu putem să-l dăm că a trecut sub 0, dar rețineți ideea că prețul va mai coborâ și în cel mai fericit caz, când prețul va coborâ și va trece sau va ajunge la acest dublu bottom, tot ceea ce puteți să faceți este să trasați o linie de trend dintre valurile 2 și valurile 4 și când va sparge această linie de trend, ori așa, ori posibil să crească ABC, trasați efectiv o linie de trend și când prețul va trece de această linie, puteți fi siguri că trendul final s-a finalizat. Trendul descendent care a început de undeva chiar de la listare, aproape de undeva din 2007, s-a finalizat acest pattern și undeva din această zonă prețul ar trebui să crească. Punem și noi fictiv aici valul C. Eventual puteți să-mi scrieți în comentarii peste vreo 2, 3, 4 săptămâni să vedem ce va face piața. Din punctul meu de vedere, rețineți că suntem pe graficul weekly. Avem această etichetare 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ar fi un A, B, C, 4 aici, 5-ul aici. Dați o secundă să punem mai mare aceste, punem sub mileniu. Acesta punem mai mic, punem Super Cycle. Hai să schimbăm culoarea, că deja avem albastru, punem un verde plăcut. Posibil ca aici să avem un ABC, dacă va crește, ar fi minunat, pentru că am avea o finalizare a acestui val 4, pardon, invers. 4 este cel mare, 5 este cel mic. Haideți să vă și arăt o posibilă traiectorie până la finalizarea valului 4, ceva de acest gen. Ceva de acest gen și de-abia de aici prețul va cădea undeva pe la dublu, triplu bottom, cum am arătat pe aici, undeva pe la 0,90. Vom vedea când prețul va ajunge la 0,90 ce va face. Poate va face acest scenariu de finalizarea valului 4 și de aici va coborâ destul de
Undeva la 0,9 observăm că valul 3, fiind un val extins, conform principiul egalității, valul 5 va fi egal cu valul 1, valul 1 e destul de micuț, așa că șansele de a ca prețul să se finalizeze la 0,9 la acest triplu bottom sunt destul de mari, dar vedem ce hotărăște piața și nu teoria. Bun. Mergem mai departe. Alex, update la Teraplast și TBK. Teraplast, astăzi văd că sunteți destul de harnic, mă puneți la treabă. Era parcă Teraplast, nu? Teraplast. Teraplast. Dăm zoom să vedem ce s-a întâmplat aici. Deocamdată ne aflăm în grafic. B-ul este aici, C-ul este aici. Vom vedea dacă prețul va trece de acest minim. Dacă da, voi reface o nouă analiză. Dacă nu, încă suntem în valul 2. Valul 2 nu are voie să treacă de originea valului 1, deci de această linie roșie, de aceea am și pus-o. Deocamdată suntem în grafic, să sperăm că culăm noi săgeata, supunem aici. Ea poate să coboare exact până la linia roșie, dar nu are voie să treacă. Dacă trece, evident, trebuie să mă uit să calculez un alt pattern mai complex decât acesta și prețul poate să coboare, evident, sub această linie. Dar haideți să vedem, tot pe graficul weekly suntem, haideți să vedem dacă prețul va trece de 0,58. După cum ați văzut, avea un pair de 7, zic eu că este bunuț, dar voi vă pricepeți mult mai bine ca mine la analiza fundamentală. După cum vedeți, analiza fundamentală nu te ajută cu nimic atât timp cât condițiile exterioare macroeconomice sunt de negative. Ele, chiar dacă compania stă bine, prețul coboară datorită fricii investitorilor și a multiplor factori. Iată că tot analiza tehnică, din punctul meu de vedere, ne ajută foarte mult. Și chiar dacă ar fi pace în lume, totul va crește, tot analiza tehnică îți arată puncte de intrare și de ieșire, ceea ce fundamentalul nu are cum să te arate așa ceva. De aceea am ales să mă, în ghilimele, specializez pe analiza tehnică și în special această superbă metodă complexă, dar extrem de eficientă și profitabilă. Deci, analiza mea pe Teraplast este aceasta. Până prețul nu coboară sub această linie, avem în vedere acest scenariu. Bun. Evident că prețul va urca spre valul 3. Bun. Mergem mai departe. Parcă Alex vrea și TBK. Ce frumusețe pe această platformă de la TradingView. Nu știu de ce cei de la BVB au făcut acea arena Xtage, după ce mi-au făcut încă o platformă care, culmea, cer și bani pe ea, dar este extrem de nefolositoare din punctul meu de vedere, din multe puncte de vedere, această platformă de la TradingView, care pentru cei care folosiți analiza tehnică este extrem de bună. Nu pot decât să îmi iau fiecare companie de pe BVB, o analizez, prețul rămâne fixat frumos aici, avem grafice inclusiv pe o secundă, dacă vreți, pe un minut, pe 2 ore, 3 ore, 4 ore, ceea ce pe platformele de la Bursa de Valori București nu veți vedea, 2 ore, 3 ore, 4 ore, ne ajută foarte mult și evident nu avem foarte multe aceste tool-uri. Și mă bucur că unul dintre voi mi-a
dat pontul că a apărut pe acțiuni românești pe TradingView. Păcat că nu a copiat toate tool-urile de la TradingView, cei de la BVB, dar asta e. Hai să mergem la TBK. Închidem această zonă, stăm tot pe weekly, dăm zoom in. TBK foarte. Nu e frică de război, nu e frică de inflație. El a crescut de la valul 4, de la 12 ron la 17 ron și deocamdată stă cu mințel pe axa de 17 lei și stă. Șansele de a, ia să mergem pe graficul de H4. H4, mergem pe H1, nu-mi dau seama dacă un val 1 este finalizat sau nu. Ia să ne folosim noi de un indicator celebru. Ia să-l închidem. Nu, suntem sub valul 4, da, m-am prins. RSI-ul te învață foarte mult să folosești valurile, sunt niște trucuri foarte bune. Și de aceea a folosit foarte mult RSI-ul, căci îți arată, ia să vedem, 1, 2, 3, avem 1, 2, da, perfect. Mergem pe graficul de H1 și din punctul meu de vedere, prețul ar trebui, evident, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ia să vedem un 5 undeva pe aici. Dăm pe graficul de 2 ore să ne uităm și în trecut. Nu prea avem. Deci undeva avem aici dublu, triplu top. Deci posibil ca pe TBK prețul să fie să coboare, să finalizeze un val 4, fie acest val 4 este finalizat care stă de pe 24 martie în continuu bară la bară și apoi să urce undeva în această zonă, unde din această zonă se va încheia un val mai mare și imediat vă și arăt, suntem super cycle, îl vom pune sub mileniu. Ia să facem noi așa. 1, punem 2, 3, 4, 5, o secundă mică, 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 schimbăm în primul culoarea, punem sub mileniu, punem culoarea, ce culoare spunem noi. Avem albastru, vom pune și pe albastru. Avem albastru aici. Perfect. Punem treiul aici. Vom pune aleatoriu aceste cifre pentru că nu a finalizat nici valul 1, nici valul 2 și nu pot să dau un target anume conform analizei tehnice pentru că nu am finalizat nimic, dar orientativ, aproximativ, așa la ochi, am avea acest traseu în viitorul apropiat. Pardon, asta chiar era o chestie aici. Setting. Dacă vreți, m-a rugat cineva dintre voi să las aceste linii ca și traseu, așa că mă conformez cererii voastre. Deci, din punctul meu de vedere, hai să-l pun și pe acesta, deși aglomerez și mie nu-mi place absolut deloc să mâzgâlesc cumva graficul. Place un grafic să fie curat, pur și foarte ordonat. Bun. Deci, pe termen scurt, rețineți că acum suntem pe graficul de 2 ore. Pe termen scurt, avem o potențială creștere până undeva în această zonă și dacă observați voi, acum chiar a început o bară destul de agresivă, dacă pot să-i spun așa. Observați, de long, revenim înapoi să cuprindem cam totul, bun așa, din undeva din această zonă mă aștept ca prețul apoi să cadă, va forma o corecție, probabil un ABC sau cine știe ce pattern corectiv, Doamne ajută să fie simplu și nu complex, și undeva din această zonă undeva între 50-61 sau chiar ia să vedem noi dacă tot aveți timp să stați cu mine. Hai să spunem că se va opri undeva pe aici
61 corespunde și cu această rezistență, mai avem la 50 aici, așa că dacă vreți să mergem ca la șah, să anticipăm mișcarea pieții pe 2, 3, 5 mutări înainte, așa cum fac campionii, da? La șah se anticipează mișcarea adversarului cu câteva mutări înainte, dacă nu ești mort din prima. Și, din punctul meu de vedere, dacă vreți pe termen mai lung, avem acest scenariu. Ne putem juca și cu acest val 3. Deocamdată, hai să-l punem să facem aici un dublu top. Haideți să vedem să. Dacă ar fi să fixați o secundă, ceva de genul acesta, ar fi cam 2,61. Uite că 61 nu l-am. Ia să vedem noi dacă nu l-au ei. Ia să punem noi aici 2, 6, 1, 8. Ceva n-am făcut cum trebuie. Ah, n-am pus punctul aici, probabil. Da, perfect. Deci avem undeva la 25 de ron. Undeva în această zonă se poate finaliza valul 3. Acesta poate să coboare undeva la 38%, dar nu contează acum. Am vrut să vă arăt că această metodă este atât de puternică încât îți dă mutări. Poți să vezi evoluția prețului cu mulți pași înainte, inclusiv targeturi, intrări și ieșiri. Este excepțională această metodă. Cei drept este destul de complexă, de grea. Nu este ușor să etichetezi fiecare segment de preț, fiecare swing, atât descendent cât și ascendent, corectiv, începând cu time frame-urile mari până la time frame-urile mici, dar odată deprinsă, această metodă este infailibilă. Bun, sper că ești mulțumit, Alex, că am făcut cele două companii. Eu ziu prezent la datorie, numai de bine. Doamne ajută să ne fie din ce în ce mai bine din toate punctele de vedere, cu fiecare zi ce trece. Este o sugestie pozitivă, extraordinar de bună. Comenzi miriad. Salut, Răduc, un update pe MedLife și TLV. Nu vă jucați câte două, trei companii de fiecare om, astfel încât vocea mea, cred că ușor, ușor mă lasă. Dar hai să facem MedLife și TLV. Din fericire pentru mine, când am muncit odată și apoi nu mai am făcut analizele, dar asta nu știu ce reprezintă aici. Ups. Nu știu ce reprezintă acel lucru, acele linii. O să le șterg. Din fericire am spus muncesc odată mult și după aceea stau și mă bucur de roadele analizei mele. Nu pot să dau decât două, trei clicuri și să văd ce a făcut piața conform analizei. De când am făcut această analiză pe MedLife, prețul a mai coborât, așa că voi muta și eu acest C și acest. Suntem în această zonă de target care am dat-o. Am calculat-o eu cumva atunci, vă puteți uita în video anterior, așa că vom muta acest 2 mai jos. Acest 2, ca și la nu mai știu ce companie, are voie să coboare exact până aici, până la punctul de origine, de creștere a valului 1. Dacă prețul coboară, acest val 4 este un val complex și probabil că vom avea un WX, Y, Z sau habar n-am, vom vedea, sau poate chiar un dublu zigzag, astfel încât el să coboare până aici. Rețineți că valul 4 are voie să coboare până în această zonă, pentru ca toată această analiza mea să fie perfect valabilă. Evident, dacă va coborâ aici, vom șterge acest ABC și această zonă, dar 3-ul și toată această analiză este perfectă și rămâne valabilă, doar această parte va trebui să o modific dacă va coborâ sub 15,67 RON.
Deci suntem în grafic cu acest val 2, îl vom pune frumos aici și vedem ce vor fac, ce vor să facă rușii americani, căci ei, rușii cu războiul, americanii cu inflația, cu raportările negative. Ați văzut Netflix-ul scăderi 30%, Amazon-ul scăderi 10%, parcă, da, și de problemele lor se răsfrâng cumva și asupra noastră. Vorba cuiva, când America strănută, România intră în, la terapie intensivă, deci efectele în România sunt mult mai puternice decât la ei. Bun, revenind la MedLife, suntem în grafic, suntem în analiză, nimic nou sub soare, analiza rămâne perfect validă. Bun, mergem la ATLV, mergem la una din cele mai lichide companii de pe bursă, mai mereu este în top, undeva pe aici cred că am citit, dar nu mai contează acum, TLV. Ia să vedem ce am făcut noi. Prețul se vede că a ieșit. S-a modificat o leacă aici. De regla 5 vine frumos aici. Ops, cam totul s-a... Noi nimic, bine că le avem. A, B-ul aici, C-ul aici, X-ul aici, nu știu de ce se... Dar nu contează, A-ul vine aici. Bun. Se pare că prețul a ieșit sub acest canal. Am dat acest target de... al valului 2 undeva în această zonă. Încă suntem în grafic, repet, și valul 2 poate să o coboare până aici undeva, deci suntem în grafic și cu această analiză pe TLV. Deocamdată suntem în acest pătrățel roz, am calculat eu ceva atunci și văd că prețul deja a ricoșat astăzi din această zonă. Să sperăm că valul 2 se va finaliza undeva pe aici și vom urca spre valul 3. Dăm o leacă zoom să vedem mai bine. Deci, valul 2 se poate duce până aici. Hai să trasez și o linie ca să vedem. Se poate coborî țâc, 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 până unde vreți voi, nu mai mult de această linie, dar este suficient de mult, nu cred că va cobora atât de mult. Haideți să vedem aproximativ cât avem, 13%. Da, rămânem în acest scenariu că oricând piața poate să crească și dacă vreți un semnal de long ar fi aici. Ia să punem noi acesta. Când prețul va sparge această această linie superioară a acestui canal, ia să punem noi o culoare, nu știu, roșu, da. Ia să punem o culoare mai puternică. De ce nu mi-arată mie? Trebuia să mi-arate mie ceva aici, mai multe linii. A, 2P. Ia să punem un 4X. Deci, indiferent când prețul va scădea, când prețul va trece și de această linie mediană și de acest de aici, prețul putem spune că trendul se va inversa și vom urca, nu chiar acolo. Sau mă rog, voi calcula la final prețul poate undeva mai jos, dar vedem atunci. Așteptăm să spargă și după aceea atunci reamintiți-mi să actualizez și această companie. Să vedem unde se va finaliza valul 4. Vom urma pas cu pas, din zi în zi, sau la 2-3 zile, voi updata acest trend spre valul 3, care va fi destul de lung, destul de bănos, destul de profitabil. Vom vedea unde intrăm, unde ieșim, dar să ajungem noi până aici. Deocamdată avem un ABC de mare frumusețe. 0... A, A, B, C. Vom pune C-ul aici. Haideți să debifăm aceste linii, că deja s-a finalizat spre final de val C și nu mai trebuie să arăt. Hai să punem 2-ul aici. Pardon, invers C-ul. Bun. Bun.
gata și cu TLV. Ia să vedem. Pavel, mulțumim, un update la BRK. Hai să fugim repede de la BRK. Noroc că urmează weekendul și aveți să vă uitați timp de o oră la acest video. Deja am făcut 50 de minute la cererea voastră, BRK. Wow, BRK. BRK, la fel ca și aproape toate celelalte companii, suntem la final de val 2, prețul coboară, este era și de așteptat. Trasăm aceeași eternă linie a originii valului 1, vom pune valul 2 aici, vom vedea ce va face prețul, pentru că avem aici o linie inferioară acestui canal, mai avem acest dublu bottom unde prețul nu are voie să treacă, astfel cât acest 1, 2, 3 se va invalida în caz de prețul va trece. Deocamdată suntem în grafic cu analiza. Uitați că și aici am arătat că o intrare foarte bună și un semnal că trendul se finalizează este această trecere pe linia deasupra a liniei mediene acestui canal. Hai să punem și noi un 4 aici, 4 pe X. Rămâne în continuare valabil această trecere, se intră la final de la deasupra valului 1 cu target undeva mult mai sus. Bun, ca să dăm zoom in ca să-l vedeți mai bine. Avem un pattern corectiv ceva mai complex. Uitați, această mișcare laterală mi-a creat un triunghi corectiv. Să sperăm că valul C este aici. Dacă nu, avem un W, un 0WX, probabil Y mai jos. Vom vedea ce pattern corectiv va crea. Va pune leacă mintea pe bigudiuri, dar vom găsi soluții la fiecare mișcare de preț. Deocamdată avem acest scenariu valid atât timp cât prețul nu va coborâ sub linia roșie. La fel ca și celelalte ultimele 4-5 companii, care suntem exact în aceeași situație. Vom vedea ce se va hotărâi, evident, la nivel internațional, fie americanii, fie rușii. Deocamdată se anunță lucruri mai puțin plăcute cu acea paradă de 9 mai la ruși și probabil o să intensifice atacurile și cine știe ce le mai trece prin cap. Și asta cumva ne dezavantajează foarte mult pe noi, acest război. Mai ales că suntem și foarte aproape de noi, suntem și amenințați, etc. Bun, hai să mergem mai departe. Dan Mihai, mulțumim pentru informație, se poate o analiză pe MedLife. Dragul meu, tocmai am făcut undeva la rugămintea lui Comenz Miriad, deci am rezolvat și pe Dan. Cătălin, salut Răducu, se poate o analiză pe Aliev. Aliev, sincer nu știu, dar hai să vedem. Aliev, nu aici am vrut să fac, aici am vrut să mă duc. Stoc, Aliev. Ceva românesc pe aici. Era o companie care făceau telefoane mobile, poate tablete, nu? Poate greșesc eu. Nu o văd aici să fie listată. Hai să merg la BVB. Punem aici nume, simbol sau ce-o fi el. Dăm click aici. Cerere invalidă. Nu știu, te rog, revină cu ceva noutăți. Nu găsesc nici aici. Nu am nicăieri, așa că te rog să revii. Între timp, piața a început să crească puțin de la 1 și ceva. Avem 0,96 pe bet. Da, ușor, ușor, ușor începe să crească. Vom vedea. Competul, cam toate sunt pe roșu. Mama e de treabă.
Asta e. Bun, hai să mergem la rugămintea voastră. Restul puteți să vă uitați și voi. O știre de ieri pe BVB. Factul de corecție ai prețului acțiunii pe SFG în indicii totale de început cu 6 mai. Ah, bun. Nu mai știu ce ai spus. A, da, nu pot să fac pe Aliyev pentru că nu o văd listată. Dă-mi un semn, dă-mi o poză, dă-mi ceva, un indiciu, un link. Bun, Andrei, salută analiză pe Oan, te rog, că am văzut că s-a cam infirmat analiza pe care ai făcut-o. Asta e, dragul meu, trăim vremuri tulburi și foarte tulburi, așa că totul este posibil în piață. Nu, eu sunt, nu dictez eu piața, ci, rog, eu mă mulez doar după ea și nu, oricând este posibil ca analiza mea să fie infirmată. Nu sunt un clar văzător, ci doar cunosc foarte bine, sau, mă rog, învăț teoria, încă învăț, încă pun în practică teoria și chiar dacă se infirmează, piața întotdeauna face ceea ce vrea ea și nu ceea ce vreau eu sau tu sau oricine altcineva, decât dacă ești Dumnezeu Elon Musk, că ați văzut în cât de orgolios este și, mă rog, o ființă foarte câr acest individ care manipulează cum vrea mușchiul lui. Noi suntem niște peștișori micuți, micuți în oceanul bursier. Bun, la oameni nu știu ce s-a invalidat. Din punctul meu de vedere, sunt în continuare în valul 2. Prețul nu a crescut, dar haideți să-ți arăt că acest val 2 este format din 3 subvaluri, ca orice val corectiv. Vom șterge aici, vom pune valul 2 aici. Totul se updatează, se actualizează, Andrei. Și încă sunt în grafic, din punctul meu de vedere. Aici s-a creat un flat expansiv și atunci prețul poate să mai coboare puțin, dar suntem într-un perfect grafic. Putem să punem C-ul aici. Acesta este un pattern corectiv specific Elliott Wave, se cheamă Flat Expansive. Deci în continuare sunt în valul, suntem sau această companie se află în valul 2. Dați o secundă că mie nu-mi place acest zic, prea chichineț așa. Ia spun intermediar, parcă era că mai mascul, mai bărbătos. Parcă e mai bine așa. Hai să punem un albastru, să dăm o nuanță mai masculină acestui grafic. Cred că v-am zăpăcit nuanță masculină. Da, o leacă să fie mai așa. Doar la corecție mai folosim culorile mai deschise. Bun, deci, din punctul meu de vedere, pe această companie prețul va mai cădea. Teoretic, nu foarte mult, pentru că putem să măsurăm Fibonacci, să vedem unde anume se oprește. Dar acesta, hai să punem și albastru tot aici. Să-l punem la fel, nu știu ce valoare era, era intermediar și albastru. Punem intermediar și albastru. Din punctul meu de vedere, suntem perfect valizi și pe această companie. Valul 2 era prea scurt aici. De regulă, orice val corectiv este format din cel puțin 3 subvaluri. Avem valul 1, valul, mă rog, valul A, valul B și al treilea val, valul C. Așteptăm finalizarea lui, putem merge pe graficele de, nu știu, H1, să ne uităm la el și să-l analizăm când anume se va opri acest val. Deocamdată suntem într-un trend descendent până prețul nu va sparge linia de trend, până prețul nu va începe să urce. Noi suntem în grafic. Haideți să vedem, folosind prietenul nostru etern Fibonacci, suntem de-abia la nici măcar 0,38, suntem undeva la 0,23% din valul 1. Ia să-l punem și pe el dacă l-avem. Uite, l-avem bifat aici. Era nebifat, dar îl bifăm noi.
De abia suntem la 0,23 din valul 1. El poate să o coboare. Hai să vedem mai bine. Poate așa. O secundă. Mă rog, 0,31, 0,23, 0,31, 0,5, 0,6. Nu puteți să faci nimic altceva decât să urmăriți unde prețul va întoarce la una din aceste două, mă rog, două, trei linii specifice al Fibonacci și așteptăm cu nerăbdare întoarcerea lor. Eventual, este bine să mai cumpărați, dar nu sfătuiesc să cumpărați pentru că nu știu ce va face piața, poate să ducă foarte, foarte mult. Doamne ferește de un război nuclear. Mai degrabă cumpărăm când trendul începe să crească decât să piramidăm. Se piramida când totul era ok, minunat în lume, pe planetă, dar acum, în aceste condiții, știu și eu dacă această metodă va merge. Fiecare face ce dorește. Și cam atât. Nu putem decât să inspirăm adânc și foarte adânc, numărăm până la 5, vorba lui Cotescu din Buletin de București, dacă mă aduc aminte filmul, cu draga Olteanu Matei, cu Mircea Diaconu, mă rog. Și să așteptăm un ricoșeu, finalizarea acestui val 5, poate aici, poate la pragul următor de 0,38, undeva la 1,24. Să vedem ce va decide piața. Deocamdată analiza mea rămâne perfect validă atât timp cât prețul nu trece de 0,95 de această zonă, pentru că valul 2 se poate duce maxim până aici. Până prețul nu trece de aici, analiza mea este perfect validă și vom vedea ce va face prețul la 0,38, la 0,5 și mai rău. Cu cât coboară mai mult, cu atât e mai mult roșu și mai puțin bani în contul celor care au această companie și să așteptăm finalizarea lui. Teoretic ar trebui să nu coboare mai mult de 0,38, ținând cont de acest pattern flat expansiv și nu ar trebui să coboare mai mult de atât, dar, repet, piața face ce vrea ea. Bun, sper că am lămurit și pe, l-am lămurit și pe Andrei. Daniel, mulțumesc mult, Răducu, pentru VNC Sănătate. Doamne ajută și ție și mie și tuturor că avem mare nevoie. Florin Rus, vă mulțumesc. Răzvan, bună, Răducu, te-aș ruga o actualizare pe Wine. Tocmai am făcut-o undeva sus la rugămintea uneia din colegii noștri. Martineața, deci te rog să te uiți la acest video, căci am făcut această analiză. Dragoș, ca de obicei, mersi. Mersi beaucoup en mi. Mulțumesc, Dragoș, și eu că mă urmărești. Pop Cami, update la Teraplast. Am făcut și această analiză, dacă mi-aduc aminte, la Teraplast. La rugămintea lui Alex. Așa că, în sfârșit, am finalizat și această rugămințele voastre pe toate. N-am omis pe nimeni. Am făcut toate actualizările, update-urile pe ceea ce voi m-ați rugat. Nu pot decât să vă, fiind vineri, să vă doresc un weekend relaxat, plăcut, minunat. Ieșiți la plimbare, vreme se anunță superbă. Ieșiți la un parc, ieșiți la o bere, la un film. Plimbați-vă, relaxați-vă, inspirați adânc, pentru că mai ales că posibil ca piața să mai coboare și săptămâna viitoare. Vom vedea ce se va întâmpla pe acel 9 mai, ce vor decide rușii, ce vor face până atunci. Dacă războiul se intensifică, se apropie de Transnistria, Moldova, va fi cam aiurea pentru noi. Mulți dintre voi se vor panica și vor vinde pe foarte, foarte pe minus. Da, cine știe să dea în cărți, în cafea, să vedem ce va fi.
Dar deocamdată bucurați-vă de acest weekend și repet, dacă nu v-ați abonat, dacă nu aveți pe canal de YouTube, aveți acest link unde vă arată cum să vă abonați. Dacă aveți canal de nu, apoi apăsați acest buton roșu, abonează-te și apoi pe acest clopoțel. Revedeți acest video și toate cele bune, ne întâlnim, Doamne ajută să ne întâlnim cu bine la următorul meu video, probabil voi face unul duminică spre luni, să avem luni un nou video, să analizez și alte companii care mi le-ați, care dacă nu le-ați cerut, le voi analiza eu. Și cam atât. Rugați-vă la Doamne, Doamne, să fie pace în lume, pace în sufletele tuturor, a noastre, a conducătorilor, minte cât mai multă președinților, președintului nostru, să nu ne bage în război, și celorlalți președinți de state și general și tot neamul lor, cel viu. Noi vrem pace, dar alții care conduc planeta au alte planuri și noi scumbiile ne punem fața faptului împlinit și cam așa mai departe. Bun, toate cele bune, vă pup, vă îmbrățișez și să ne vedem cu bine la următorul meu video. Succes!